auzit până acum de internet în Mobile World. Atunci mă bucur că am venit aici, cel puțin pentru jumătatea care n-au auzit până acum. Foarte simplu spus, internet în Mobile World se dorește a fi cel mai amplu demers business to business, foarte important, business to business, pentru soluții din zona de online și mobility cu aplicații în business. Este un concept mixt, este o expo-conferință, asta ca prin diferențiator față de ce s-a mai întâmplat până acum de piața din România. Asta înseamnă că, dincolo de partea de agenda, care este consistentă, sunt undeva la 80 de sesiuni, există și o zonă expozițională în care, în momentul ăsta, sunt confirmați 75 de furnizori de instrumente care te pot ajuta pe tine ca și companie, dacă vrei să vinzi mai bine, să marketezi mai bine sau să-ți optimizezi niște procese de business, să ai acces la niște tool-uri tehnice care să te ajute să faci lucrul ăsta. Acum, fiind prima ediție în România, în general, ideea acestui proiect a apărut acum 3 ani de zile. În ultimii 3 ani de zile, vreo 2 am petrecut făcând scanning în toată lumea, cum se întâmplă evenimentele de genul ăsta și, în principiu, pot să vă zic că aproape toate țările din lumea asta au un astfel de eveniment. Din păcate, în România el nu exista. Și de un an de zile se lucrează la el. Fiind un concept nou, am zis că poate ar fi foarte ușor să ajutăm în a vizualiza ce se întâmplă acolo. Am făcut o simulare 3D, durează fix 2 minute și o să mă folosesc de ea ca să punctez niște elemente foarte importante din concept. Avem și niște muzică, poate să vă auzi. Nu se aude. Ionuț. Muzică? Oricum, evenimentul are loc la Sala Palatului. La Sala Palatului, la Romex. Mai și muzică. Ca și audiență vor fi 3.000 de vizitatori de business. În momentul ăsta sunt înregistrați toți 600. Din banking, toate băncile din România sunt deja înregistrate. Ca și idee o să avem cea mai legată soluție de registration de până acum. A fost foarte complicat să o punem împreună. 3 furnizori în România nu există așa ceva. Iar aici o să vedeți un preview la ce înseamnă împărțirea pe zone a expoziției. Avem o zonă expozițională, o zonă de networking, un main stage. Mai puțin decorarea standurilor, restul totul era și la scară. După cum spuneam, o să fie 75 de provider de soluții, unde practic la stand poți să stai de vorbă cu ei. Asta există o zonă de networking, unde o să dirijăm o parte din întâlnirea de networking, dar o să fie și un spațiu informat. Și apoi, pe tot ceea ce înseamnă zona de conferință, există acest main stage, sunt undeva la 200 de locuri. Cam așa puteți să vă așteptați să arate. Și similar, în paralel, mai există încă 2 săli la etaj, în care de asemenea o să avem sesiuni. Deci, practic, vorbim de 3 zile, 19-21 septembrie, 3 stage-uri, cu topici legate de zona de online și mobility. Ca și un lucru care merită reținut este că în conferință pe zona asta, după cum probabil foarte bine știți, sunt destul de multe. Value proposition-ul evenimentului pe zona de content este odată calibrul speakerilor și o să intru puțin să punctez, eventual la putem intra și pe site, e ușor de urmărit acolo. Și apoi structura topicilor, în sensul că foarte multe sunt studii de caz, în așa fel încât eu ca și vizitator de business, promisiunea este că am venit, am văzut niște studii de caz, probabil 3, 4, 6, 8, care mă pot viza direct. Rămâne speaker. Urmând ca în momentul în care am ieșit în zona expozițională să pot să stau de vorbă cu primii 3-5 provider de astfel de soluții din România. Ca și idee, vor fi undeva la vreo 80 de sesiuni, jumătate, 35 sunt speaker internațional, restul sunt speaker din România. Câți dintre voi ați auzit de Dentsu? Ca și agenție. Dentsu este a doua cea mai mare agenție digitală din lume, este cea mai mare agenție digitală din Asia. Noi avem ca invitat pe Angeli Beltran, care este managing partner în Singapore. De RGA, am zis cineva? Okay. RGA? Scuze? Da. RGA este agenția digitală a anului la Cannes. Este agenția lui Nike. Iar James Temple este executive creative director.
Iar pentru cei de aici care sunteți veniți din partea de agenții, sesiunea lui o să fie pe care este modelul de agenție al viitorului, în ideea în care digitalul nu mai trebuie privit ca o chestie separată, facem și asta și se integrează cu absolut toate celelalte canale pe zona de brand, marketing, you name it. Achtung este cea mai premiată agenție digitală din Olanda, l-avem pe founding partnerul. Iar apoi, ca un lucru care mai merită menționat, cu cei de la Facebook o să avem o sesiune specială pentru Chief Marketing Officer, o să fie o sesiune cu ușile închise, cu, mă rog, un conținut și studii de caz la nivelul ăla de decizie. Putem să mergem un pic pe agenda overview? Ca și idee, ca să înțelegeți un pic cum este structurată zona de conținut, în principiu, fiecare zi și sală are o zonă de focus, clar zone foarte consistente, cum sunt digital marketing sau social media, inclusiv sunt împărțite în două calupuri, pentru că e foarte mult de povestit acolo. Dar avem și, hai să zicem, zone de soluții mult mai techie, tot ceea ce ține de zona de connectivity și communication, iarăși tot ceea ce ține de zona de software as a service sau zona de cloud. Și iarăși un tip de sesiune foarte interesant și chiar mă bucur că am avut astăzi conținut pe zona de banking. În cadrul Internet and Mobile World o să fie 10 sesiuni care sunt Industry Focus Sessions. Sunt practic niște colecții de studii de caz, de implementări concrete, de astfel de tool-uri doar pentru industria bancară, de exemplu. Toate studiile de caz sunt sub pe structura asta. Nevoia clientului, soluția identificată, resurse implicate, timp, oameni, bani, rezultate obținute, key learning points. În așa fel încât eu, ca și vizitator, să zic, din banking, măcar la industria de, la sesiunea asta de industry focus banking, să pot pleca cu niște key learning points aplicabile imediat de acolo. Evenimentul este foarte complex și structura și agenda și tipurile de soluții prezentate intru un pic la USB-ți. Sunt 12 clustere de soluții care se găsesc. Invitația mea este, e un eveniment gândit în primul și în primul rând pe ideea de a începe să finanțeze piața locală care furnizează astfel de soluții, pentru că una dintre marile plângeri este că, ok, we have the know-how, we have the people, dar nu avem finanțare pentru proiecte care sunt meseriași. Efortul nostru este, practic, în momentul ăsta se vorbește cu undeva la 20.000 de oameni din piață, one-to-one, ca să vină la eveniment și să înțeleagă cum îi poate ajuta chestia asta în business-ul lor de zi cu zi. Și, mă rog, astea sunt clusterele de soluții pe care le poți găsi. Inclusiv, iarăși, ca să anticipăm un pic, zona de mobile apps în momentul ăsta e, hai să zicem, cam, toată lumea știe, s-a mâncat, dar există următorul val, care înseamnă modelele de business bazate pe smart TVs. În 2 ani de zile Samsung nu o să mai producă altceva decât smart TVs. În Germania, de exemplu, există 6 milioane de smart TVs instalate în momentul ăsta. E un, cum să zic, e o oportunitate extraordinară pentru ceea ce înseamnă developer, companii de software development, de a investi într-o direcție în care încă este virgină și totuși are potențial foarte mult. Asta a fost prezentarea noastră, foarte pe scurt, dacă aveți plăcerea și timpul să stăm mai mult de vorbă, cu mare drag. De obicei, prezentările care le fac durează cam 3 ore ca să intru în toate detaliile. Cu mare drag adresăm o invitație tuturor comunităților pasionate de domeniul ăsta online și mobility-ului. Din punctul meu de vedere și unul dintre motivele pentru care noi facem acest eveniment în România este pentru că, ca și background, suntem foarte legați de industria de IT de ultimii 10 ani de zile. Am stat de vorbă cu vreo 40.000 de oameni, știm aproape toți investitorii străini care vin în România cu proiecte de IT, știm cât de greu se găsește un om bun, cât mulți oameni pleacă în afară pentru că proiectele din România nu sunt suficient de rewarding, professionally wise. Și ambiția noastră este ca și prin acest eveniment să spunem că totuși România este o piață care poate finanța, este o piață care are, cum să zic, potențial de oameni, energie și să devină un technology hub, hai să spunem, cel puțin la nivel de Europa major. Are implicații în PIB, are implicații în nivelul de trai, are implicații în tot ce vreți voi și sunt convins că o simțiți la prietenii care sunt foarte bine în industria respectivă. Dacă sunt întrebări, cu mare drag vă răspund acum, dacă nu, we'll be on the back. Mulțumim mult. Nu uita faptul că pe mail... Exact, da. Avem și un slide care explică complicata procedură de registration. Asta. Invitația mea este... Ok, ideea e în felul următor. Trebuie să trimiteți un e-mail la colega mea, Miruna,
Nu? A, la Vinoat lumea se o PPC, da? Da, vreau să particip la Email World. Sau orice legat de ceva cu Email World, o să Email World, da? O să luăm noi de acolo și după care o să vedem dacă ați participat cel puțin două ori sau dacă ați venit la ediția asta și după care sau da, dacă vreți la finalul evenimentului același lucru se va întâmpla. Deci oricine este interesat, mulțumim Cristi. Cu mare drag, mulțumesc. Și ne vedem la email la Internet Mobile World, da? Internet Mobile World, unde spre plăcuta mea surprindere voi fi și eu speaker la unul dintre sesiuni. Eu nu-ți munteam. Ok. Ok, deci ținând cont că sunt foarte puțin fumător, ceea ce mă bucură, ținând cont că sunt un mare fan al lui Alan Carr și al metodei, m-am lăsat de fumat, am fost fumător și în ultimii 3 ani n-am fumat. Vreau să-l invit pe, cum ai zis? Inegalabilul Horia, care ne va vorbi despre SEO pentru sistemul bancar.